data s-a stabilit și anul trecut și anul acesta și se va stabili oricând și pentru acest festival și pentru alte festivaluri, oriunde în lumea aceasta, în funcție de disponibilitatea artiștilor. De aici a plecat totul. Noi nu ne-am propus această dată. Și în momentul în care ni s-a prezentat ce artiști am putea avea la festival, când, atunci am ajuns la această dată. Este o coincidență că se suprapune peste cel de păi la Găruna? Nici nu știu dacă se suprapune, pentru că eu nu am aflat până acum când se intenționează să se organizeze anul acesta festivalul de la Găruna. Noi am fost primii care am anunțat o anumită dată și, repet, am făcut-o în funcție de disponibilitatea artiștilor. Domnul primar, în procente, la ora actuală, care credeți că sunt șansele? Dați-mi voie mai puțin. Eu vreau să spun foarte limpede. Eu salut festivalul de la Găruna și felicit pe cei care l-au organizat și îl organizează și le doresc succes în continuare. Festivalul de la Găruna e o tradiție. Atât. Gest, mâie la a doua ediție, totuși. Adică se știa când este festivalul de la Găruna, mă gândesc. Ce a fost de spus, am spus, domnul Dancea.